Meditație? Vorbim despre vizualizarea creatoare ca modalitate mentală simplă și eficientă prin care vom urmări să realizăm, de ce nu, să ne împlinim, de ce nu, dorințele noastre binefăcătoare, aspirațiile noastre benefice. În vizualizarea creatoare ne vom folosi în mod sistematic de imaginație. De altfel, chiar fără să știm aceasta, imaginația ne-a dus și ne aduce și ne va aduce în continuare, chiar și dacă nu știm aceasta, posibilitatea de a opera în plan mental mai ușor. Vă spuneam că un flux al gândirii mentale obișnuite este structurat foarte mult prin imagine. Și deci, conștient sau nu, noi recurgem oricum la, și în mod constant, la puterea naturală a imaginației. Sigur că de asta dată însă urmărim mult mai conștient să conturăm și să creăm acele linii de forță care să ofere posibilitatea împlinirii prin vizualizare creatoare a ceea ce noi dorim, a ceea ce noi aspirăm să se împlinească, a ceea ce noi întreținem în planul imaginației noastre creatoare. Deci imaginația creatoare este acea aptitudine de a crea în minte o idee sau o imagine mentală și în acest demers al vizualizării creatoare benefice vom urmări să întreținem, să structurăm și să întreținem mereu și mereu, fortificând numai imagini pozitive, numai imagini binefăcătoare. În cazul vizualizării creatoare, imaginația ne va permite să creăm imaginea precisă și concretă a ceea ce noi dorim, să producem binefăcător în existența noastră și mai departe trebuie să susținem în mod repetat, constant, atenția asupra acestei imagini fortificată de afirmații, de sugestii pozitive, de gânduri pozitive. Furnizându-i în felul acesta energia necesară fortificării sale. Obiectivul profund benefic pe care îl vom urmări recurgând la vizualizarea creatoare este acela, în primul rând, de a opera în sens transformator, binefăcător în propria noastră ființă. Gradat vom remarca posibilitatea și deschiderea noastră spre a integra vizualizarea creatoare bazată pe imaginație creatoare, binefăcătoare și pentru semenii noștri. Dar categoric vom valida și vom confirma eficiența vizualizării noastre creatoare, mai ales asupra noastră înșine. Pentru că mai ales aici vom putea verifica și vom putea dovedi că ceea ce ne-am dorit s-a împlinit, recurgând la vizualizarea creatoare. Și aici, în ceea ce privește aplicarea metodei asupra noastră, sigur, este câmpul vast al corpului nostru, al fizicului, al vitalului nostru, al psihismului nostru, al mentalului și chiar intențiile și dorințele noastre de factură spirituală. Aș vrea să rețineți că în niciun caz această tehnică nu poate și nici nu trebuie, deci nu trebuie și nu poate să fie folosită pentru a produce posibilitatea de a ajunge să controlăm cumva universul exterior într-un anume mod, dincolo de ceea ce este firesc să fie. Nu vom putea orienta vizualizarea creatoare într-un mod negativ, decât, sigur, acceptând riscul că tot ceea ce este gândit și structurat în mod negativ se va întoarce asupra noastră.
aceasta și face ca metoda vizualizării creatoare să fie integrată la momentul maturizării spirituale, atunci când cu adevărat ajungem să definim ceea ce este nevoie pentru noi în mod binefăcător. În sensul orientării acelei transformări în mod binefăcător. Și nici de cum, în a ne lăsa tentați să recurgem la o vizualizare creatoare care vine să servească într-un mod meschin, să zicem, anumite intenții ale noastre negative și să lezeze cumva ceva din armonia de fond a Universului. Ori de câte ori vizualizarea noastră creatoare tinde să se opună vreunui principiu moral, vreunei energii binefăcătoare, vreunei ființe, da? Trebuie să ne dăm seama că imaginația noastră creatoare sau vizualizarea noastră creatoare bazată pe o astfel de imagine, dacă va persista, ne va aduce sau ne va face să avem parte de efectul în recul a acestei vizualizări creatoare. Pentru că dacă gândim rău, dacă creăm imagini negative într-un anume fel, atunci ele se vor repercuta asupra noastră. Categorie. De asemenea, această practică a vizualizării creatoare nu necesită neapărat să aveți vreo anumită credință și nu trebuie să considerăm că numai o ființă cu adevărat spiritual poate să useze de mecanismul sau de principiul vizualizării creatoare. Deci este o metodă care poate să fie integrată în mod inteligent de orice persoană și nu trebuie să credem că vreo putere oarecum neapărat exterioară nouă va reuși să împlinească pentru noi ceva. În ultimă instanță, Universul există, noi existăm cuplați, interconectați la acest Univers, la acest mare organism și la nivelul acestui mare organism se găsesc și resursele pentru a se putea produce transformările necesare. Aș dori să vorbim acum puțin despre mecanismele vizualizării creatoare. Pentru a înțelege funcționarea vizualizării creatoare, recurgem la anumite principii de bază care permit sau au permis structurarea acestui univers. Tot universul și implicit propria noastră natură este caracterizată de vibrație, de energie aflată în mișcare, în transformare. Și atunci este evident că această, aș putea spune, acest câmp plastic al energiei permite structurarea sa într-un anume mod. Dacă sunt create condițiile favorabile catalizării unor procese care să configureze această energie. Câmpul energiei devine astfel un fel de matrice care permite structurarea ideilor forță, condensarea lor, cristalizarea lor, substanțializarea lor într-un mod concret. Deci aș vrea să rețineți că vizualizarea creatoare se bazează pe ceva. Se bazează pe energie. Deci se pleacă din această intenție precis modulată în sfera mentală, presupune o imagine care este apoi susținută, fortificată,
vizualizată, trăită la cald, exact în sensul a ceea ce am prezentat anterior, și gradat se produc o serie întreagă de condiții care catalizează procese de structurare din ce în ce mai densă pentru a ajunge în ultimă instanță ca acea vizualizare să treacă dintr-un plan abstract al ideației imaginative într-un plan concret substanțializat. Deci rețineți că orice energie de o anumită calitate și de o anumită vibrație tinde să atragă către ea energie de aceeași calitate și vibrație. Și acest fenomen este bine cunoscut și apelat sub numele de fenomenul rezonanței, de principiul rezonanței. De foarte multe ori, efectele sau eficacitatea sistemului vizualizării creatoare se bazează pe acest principiu al rezonanței, care catalizează o serie întreagă de procese, de forțe și de energii, care sunt cumva asemănătoare sau aflate într-o stare de afinitate și de rezonanță, de acord, da? Pentru ca aceste energii oarecum din exterior, aceste forțe exterioare, fiind atrase de acest nucleu al imaginii, al vizualizării noastre, să producă adiții și suport până când această, să zicem, idee, acest gând, această ideație, ajunge să se structureze într-o anumită perioadă de timp, producând efectele concrete în lumea fizică. Gândurile și sentimentele noastre au propria lor energie magnetică, ce atrage din macrocosmos energia subtilă de o natură identică. Ne putem da seama foarte ușor, plecând de la această observație, că practic în acest univers nimic nu este întâmplător. Ceea ce ni se produce, se produce datorită unor cauze foarte precise, care respectă acest principiu al acordului, al rezonanței, al atracției magnetice. Ceea ce noi gândim, aceea vom deveni. De ceea ce ne este frică, deci gândind, de aceea noi vom avea parte. Sau nu vom scăpa. Da. Deci mecanismul funcționează atât în partea oarecum negativă, neplăcută a lucrurilor, da? Cât și în partea pozitivă a lucrurilor. Forma întotdeauna se conformează ideii. Și întotdeauna forma începe să exprime din ce în ce mai fidel necesitatea de a exista a unei anumite realități. Realități la care noi suntem participanți și chiar creatori. Vorbim despre o realitate pe care o metamorfozăm, pe care o structurăm. Da? Vă spuneam că nu se poate ca din nimic să creezi ceva. Deci pornim de la o realitate. Aceasta este substanța noastră mentală. Este energia gând. Este o energie gând care structurează o imagine. Această imagine este fortificată prin energie susținută și mai departe, forma urmează necesității de a exista a acestei realități. Și în general, așa cum vă spuneam, forma tinde să se structureze urmare a acestei energii mentale. Gândirea, deci, reprezintă cumva aspectul oarecum mobil și rapid a energiei în plan mental. Ea tinde să se manifeste foarte rapid. Știm foarte bine că viteza gândului este mai mare decât viteza luminii. Da? Deci, noi gândim și gândul se propagă foarte rapid, instantaneu.
Iar atunci când vorbim despre acest mediu de propagare dens al materiei, înțelegem că în corp există totuși o anumită densitate care face ca energia, chiar și dacă începe să opereze, să producă anumite modificări și restructurări în timp. În această cauză, deși imaginea mentală poate să fie conturată, precis, concret, să fie fortificată în mod binefăcător, conform principiilor deschise anterior, totuși există o perioadă de timp în care se poate produce efectul respectiv, timp sau perioadă care este direct proporțională cu mediul în care urmărim să producem modificarea. Aș putea spune că este mult mai ușor să producem o modificare la nivelul unei anumite, să spunem, energii mobile de natură mentală, decât să producem foarte rapid acea modificare pornind de la o idee mentală asupra corpului nostru fizic. Noi, imaginea, să zicem, degetului nostru sănătos, după ce a fost el rănit, da? O imagine a unui deget care nu are nicio cicatrice, unde pielea arată bine, după ce a fost arsă, să zicem, se poate realiza destul de rapid. Dar s-ar putea să treacă o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă, până ca degetul să arate așa, funcție de felul în care este fortificată această imagine. Funcție de felul în care noi contribuim prin vizualizare la fortificarea acestei imagini sănătoase a degetului nostru. Da? Întotdeauna trebuie să știți că ideea forță, gândul germene, care apoi se structurează, se amalgamează cu alte gânduri, fortifică o idee și apoi această idee se fortifică prin imagine. Întotdeauna, deci, gândul precepe acțiune. Există un gând și apoi se produce o dezvoltare a acestui gând care antrenează alte resurse până când se produce materializarea unei anumite ideații. Luăm cazul unui artist. În primul rând, acel artist este inspirat de o idee. A existat o viziune atunci când Michelangelo l-a pictat pe Dumnezeu în maniera în care a făcut-o pe Capela Sixtină. Există o viziune acolo. Da. Și transpunerea acestei viziuni, iată, într-un mediu concret, da? Pe un perete înalt, da? Cu anumite resurse. Deci transpunerea de la acea viziune, chiar și colorată, dar care exprimă doar o viziune subtilă, într-un plan concret, trece prin lunga probă a materializării, a susținerii acelei imagini. E bine, exact precum un pictor, un artist, își creează opera, același principiu este cu restructurarea ființei noastre în ceea ce privește, să zicem, domeniile sau direcțiile în care ne propunem să acționăm. În primul rând, există ideea susținută de dorința de a produce o transformare într-un sens binefăcător. Deci există un prim gând. Apoi el se fortifică, da? Atrage, este ca un fel de atractor, da? Atrage, structurează gânduri conexe, se înfiripează progresiv prin imaginație, da? Se înfiripează o viziune și apoi acea viziune este hrănită. Ce înseamnă acest proces al hrănirii unei viziuni? De la energie fizică, psihică, mentală și spirituală, totul. Deci totul. Pentru a concretiza în planul fizic, trebuie să ajungi să susții într-un mod coerent, într-un mod sistematic,
mereu afirmativ, deci fără îndoială, acel proces al restructurării. Pentru că dacă tu vii și astăzi vizualizezi succesul tău prin mâine ridicată, iar a doua zi tu la servici ai trăit un insucces și insuccesul, atenție, te-a influențat atât de mult încât practic nu mai crezi în puterile tale. Este clar că aici există un handicap. Deci, iată că uneori chiar universul exterior tinde să se opună aparent unor intenții ale noastre binefăcătoare, tinde să destructureze ceea ce noi facem și uneori ne putem întreba cum este posibil. Din moment ce eu am început un antrenament în vizualizarea creatoare, din moment ce chiar sunt edificat de mecanismul, de principiul, de eficiența a procesului, totuși de ce mai apar greutăți? De ce nu reușesc să mă scol dimineața cum mi-am propus? De ce am febră? Tocmai am început treaba și nu mai mă doare capul, am cu tocmaniță. Ce să mai deschid ochii să mă concentrez pe desenul care m-a arătat pe mine victorios, cu mâinile ridicate, pentru că am reușit să obțin funcția de inginer analitic, nu știu, într-un centru de calcul. Da, și un exemplu. Deci nu mai am acest. Sunt, da, și mă întreb, ce fac? Ce fac? Da? Iată, procese de destructurare. Și atunci este evident că trebuie să existe o continuitate și însăși acest proces al vizualizării creatoare veți vedea, chiar și dacă în mod intelectual veți înțelege mecanismul, aplicarea lui implică cu adevărat maturitate spirituală. Implică cu adevărat forță și energie în plan mental. Implică cu adevărat adecvare a resurselor noastre fizice, energetice, psihice, mentale. Este ca o călătorie care se face, este ca o creație pe care noi o servim, îi suntem fideli, îi suntem devotați, chiar sacrificial ca atitudine, servind-o și servind-o în ciuda tuturor greutăților aparente care parcă ne blochează sau tind să ni se opună în împlinirea aspirației noastre, visului nostru. Deci, ideea, rețineți, este ca un fel de proiect. Mulți avem idei. Mulți avem proiecte. Diferența care contează este cum le susții. Cum faci trecerea de la idee, de la gândire, da? De la acel prim gând, de la acea inspirație, că poate să fie o inspirație, chiar poate să fie intuiția că acolo, în breșa aceea, pe firida aceea, ai putea obține succesul. Bun. Ideea poate să fie bună, să fie inspirată. Da? Mai departe, trecerea de la idee se face prin lungul șir al structurării în plan mental a unui proces care catalizează condițiile favorabile concretizării. Indiferent ce ar însemna această concretizare. Reușita ta în planul acestei lumi în direcția respectivă. Că este vorba de a obține condiții materiale mai bune, că este vorba de situații împlinitoare, sufletești, deschidere sau împlinire relațională, succes, fericire, nu contează. Se face trecerea de la idee, de la concepție, de la proiect, în lucru. Da? În planul realității. Și aici este exact situația aceea că, exact precum există un arhitect care face un proiect, și aici, în planul acesta, cam toți suntem, așa, cam arhitecți. Unii mai buni, unii mai puțin buni. Da? Unii facem proiecte proaste și începem să lucrăm la ele. Nu suntem însă nici ingineri foarte buni, constructori. Deci, în afară că proiectul e prost, nu ne-am asociat nici... Mă rog, nu îndeplinim nici rolul de inginer foarte bun, care să citească planurile și cât de cât să mai intervină, să corecteze. Că știți cum e. Uneori mai modifici schemele, ce în teren e altfel, cu un bun simț și cu măestrie, adaptezi ceea ce n-a știut arhitectul. Deci un inginer bun poate mult să intervină. Un maestru deștept, șef de șantier cu experiență, îl poate susține pe arhitectul acela nepregătit, stagiar. Dau un exemplu.
Dar mai mult decât atât, nu este suficient. Inginerul poate să fie bun, să corecteze planurile, să intervină. Dar dacă nu are o mână de lucru, dacă nu are energie în sistem, dacă nu are echipă, ce facem? Fluieră. Și arhitectul și inginerul stau și fluieră. Unul după altul. Și dau vina unul pe altul. În realitate, acolo lipsește energia de concretizare. Execuția. Cine este execuția? Este numai omul cu... Mai mult cu mapa. E numai omul cu mapa, da? Cu planul, cu ideea, da? Da? Mai este însă și acela care, știți, cel care a dat... Chibit. Nu, este cel care a cerut arhitectului. Știi ce? Vreau să-mi fac o casă. Este și acela pe acolo. Dar acesta a avut. A avut resurse. Resursele care le-a avut l-a trimis către un arhitect. Da? Mai bun sau mai puțin bun. El nu știe încă. Atenție! Noi nu știm. În situația unui om care vrea să-și facă o casă, nu prea știm că arhitectul ăla e bun sau nu. Decât numai dacă începem să căutăm arhitectul bun. Da? Nu este suficient că avem bani și plătim un proiect de 5.000 de euro. Nu. Asta nu înseamnă că proiectul este bun. Da? S-ar putea să fim înșelați. Deci, iată, este cel care vrea să construiască o casă, dar mai nepriceput. Este un arhitect care, evident, este atras de nepriceperea lui. Tot cam pe aceeași treabă. Mai departe, arhitectul nepriceput cu acest om mai nepriceput vor atrage o echipă care va avea un inginer mai puțin priceput, iar inginerul mai nepriceput, să știți că are o echipă mai de nepricepuți. Adică cine seamănă se adună. Exact pe ce lucru pe care mi-am spus anterior. Folosesc acest exemplu, ca să vă fie clar. Și această echipă de nepricepuți se lansează într-o acțiune. Când se va concretiza chestia asta? Never. E posibil never. Sau, sigur, dacă sunt corectate greșelile pe parcurs, dacă, deci o luăm pe fir înapoi, dacă muncitorii se moralizează, vin la servici, dacă muncitorii mai învață și ei cum să lege sârma la, acolo, la etrier și la betoanele, fier betoane, și dacă știu să facă ceea ce trebuie. Dacă, pe de altă parte, nu fac acest lucru, se deșteaptă inginerul, se dă seama că e păcălit, schimbă echipa inginerului. Deci, iată, se deșteaptă inginerul. Dacă, de asemenea, inginerul își dă seama că e blocat într-o anumită schemă, face apel din nou la structurist, la inginer de rezistență sau la cel de arhitect. Și astfel, mână, deci urmărind cu intenție să producă totuși rezultatul dorit, ei trebuie să producă transformări. Înțelegeți? Altfel, cum spunea doamna Luci, nu se mai încheie niciodată. S-au consumat resurse, au trecut ani, da? Și rămâne cu proiectul neîmplinit. Vreau să vă înțelegeți un lucru. Cine este aici cel de vină? Primul. Cel care a pornit proiectul. E bine. Revenind. Noi suntem arhitecții vieții noastre. Noi construim viața pe care o avem. Noi. Să nu credeți că cineva vă construiește. O să ziceți, mi-a creat-o mama, tata. Povestea asta s-a dus. Da. Nu mai ține. Nu mi-a creat-o nici prietenul, nici soția, nici fratele. Da? S-a dus mai demult, da, povestea asta. Ați înțeles. Dar nu este suficient să înțelegem că lucrurile au stat așa. Este important să trecem în partea pozitivă, constructivă. Deci, să devenim un arhitect bun. Ca apoi să atragem către noi binele. Deci toată ingineria deșteaptă, toată echipa deșteaptă, toată forța de muncă deșteaptă, toată energia bine structurată pentru a plămădi, pentru a concretiza în plan fizic ideea, proiectul. Așa. E ce fomo. Poftiți? Aici e FOMO. Haideți să vedem cum am putea începe. Ca și un act creator, noi nu trebuie să fim condiționați de ceva. Un act creator este cu atât mai autentic și mai... măreț, aș putea spune. Mai grandios. Cu cât ființa noastră este mai relaxată, mai deschisă către inspirație, pentru a fi sensibilizat, da?
Deci, la urma urmei, un arhitect poate spune, eu știu anumite lucruri, dar nu prea știu toată povestea asta. Beneficiarul mi-a cerut să-i fac un castel. Eu până acum n-am făcut decât pensiuni, cu două niveluri. Iar omul ăsta îmi dă, e adevărat, o grămadă de bani, sunt motivat, dar n-am făcut un castel în viața mea. Și atunci arhitectul ar trebui cumva să accepte faptul că este importantă transformarea. Și apoi să se lase inspirat, să ceară, da? Să fie relaxat, să creadă că totuși poate obține. Dacă el rămâne complexat, de inhibat, că nu a mai făcut ce îi se cere acum, că nu are cu cine să ia legătura, că nu mai este un castel la care se uită să vadă, nu sunt planuri, nu e aia, nu e aia, sigur, el merge pe problematica anxioasă, se contractă, universul cu soluțiile sale nu poate să-l penetreze, să-l facă să devină fertil, fecund în planul inspirației, da? Și rămâne blocat. Deci, categoric, revenind, noi suntem arhitecturi. Vrem să facem o construcție măreață din noi înșine, atunci noi trebuie să fim absolut relaxați. Da? Și să credem că aceasta ne stă în putință. Da? Suntem un arhitect care lucrează liber, chiar și după program. Da? Nu ne mână nimeni de la spate. Avem toată libertatea și lejeritatea de a ne așeza când vrem noi la masă, cum vrem noi, cu cine ne inspiră în a crea mai departe frumusețea proiectului care suntem noi. Noi suntem subiectul și noi totodată suntem opera. Avem toată lejeritatea de a ne înțelege, da? Pentru că beneficiarul care beneficiază de operă suntem tot noi. Da? Timpul nu este un impediment. Dar în orice caz, când începem ședința de vizualizare creatoare, acordați-i timp. Ca un creator care rămâne fidel, atras, magnetic de creația sa, pe care încă poate că nu este clar, dar de asemenea se duce mereu și mereu pentru a concretiza, pentru a vedea mai departe ce este. Amintiți-vă că multe dintre descoperirile care au avut loc în știință s-au datorat în primul rând acestei căutări pline de fervoare a minții, a spiritului acelui om care vrea să găsească o soluție. Dintre ele, tabelul lui Mendeleev este celebru. Da? Tabelul lui Mendeleev i s-a revelat acestuia tabelul periodic al elementelor chimice, dacă vă mai amintiți. I-a fost revelat, el l-a visat acest tabel. Și a doua zi, după vis, l-a desenat. Și, cu adevărat, el a fost ceea ce este și acum. La el s-au mai adăugat câteva elemente. Deci, el a descoperit, cum să spun, linia de forță în acest labirint al structurării materiei și al, sigur, pe elementele chimice vorbim acum, cu toată parametrizarea care exista atunci. Da? Dar a fost suficient ca ea să găsească arhetipul, linia de forță unificatoare. Conceptul care să îi permită structurarea unui tabel logic și coerent în unitatea sa. E bine, exact același lucru trebuie să existe în ființa noastră. O continuă susținere până la a fortifica subconștient, a găsi soluții. Dar mai mult decât atât, iată, noi pornim din plan concret. Noi pornim din plan concret proiectul. Noi avem o imagine despre cum am vrea noi să fie. Și începem să o construim, să o plămădim. Vom fi ajutați să o susținem și să o integrăm apoi într-un ansamblu care de asemenea începe să susțină imaginea care a fost creată. Este adevărat și este foarte clar, principiul se respectă, noi în imaginea noastră trebuie să o conturăm de așa natură încât totuși ea să nu oscileze. Nu este astăzi un castel și mâine este o cocioabă. Înțelegeți ce vreau să spun? Să aveți curajul, dacă v-ați gândit la un castel, mintea să nu vă joace, să zică, măi, știi ce, poate te-ai gândit prea departe. Hai, lasă-o și tu mai moale. Hai să fie o pensiune de mâna a doua. Hai să fie o cocioabă. Da? Deci nu este așa. Deci, gândiți-vă la acel artist. Artistul are o viziune. Încă poate nu știe cum să pună culoarea, încă nu știe cum
cum o să fie, care e textura pe care să-și pună culoarea, care este lumina zilei, care se reflecte cel mai mult din ceea ce este în mintea asta. Și caută cu frenezii. Dar, într-o bună zi, categoric viziunea s-a înfiripat, într-o bună zi s-a așezat și a redat-o. E, aceea este imagine. Da, aceea este imagine. Și apoi, ea rămâne mai departe fidel susținut. Aceea este imagine. Deci, iată că vorbim și despre obstacole, da? Se subînțeleg și anumite obstacole care pot să ne apară în susținerea actului vizualizării creatoare. Deci, rețineți importanța relaxării, importanța aceasta a unei creativități care depinde, într-adevăr, de noi, să o începem, să o susținem, să o fortificăm. Da. Nu vă agățați neapărat de conceptul de vizualizare, pentru că am remarcat că sunt persoane care, pur și simplu, încă nu posedă această capacitate de a vizualiza. Asta nu înseamnă că o anumită imagine sau gând nu ar putea să funcționeze. Deci nu vă legați strict de conceptul de vizualizare. S-ar putea ca, închizând ochii, când vorbim despre, să zicem, imaginea unei grădini pe care ai vrea să o realizezi într-un anume fel, pe cei 20 de metri pătrați ai balconului tău. Ca să nu ne extindem prea mult. Da? Deci, în situația aceasta, vizualizezi cum ar fi frumos să fie. Da? Și vizualizezi balustrada balconului și ce ar putea să fie jos, pe niște postamente pus, cum, ce flori ar putea să stea în stânga, în dreapta sau chiar pe balustradă. Deci, în momentul în care am face un astfel de exercițiu de vizualizare, mi s-ar putea să nu vă apară imaginea nici măcar a unui vas de flori. Da, pur și simplu, nu apare. Nu apare imaginea balconului. Da. Nu are importanță aceasta. Nu are importanță. Nu are încă importanță. Oricum, în timp se va structura. Ceea ce este foarte clar este să mențineți intenția și apoi, sub forma unui gând, gen flori așezate, deci flori roșii, colorate, într-un anume fel, puse roșu în stânga, albastru în dreapta, albe la mijloc, cam vreo trei într-o parte, trei în dreapta și una centrală, da? Și între ele sus, încă două floricele, da, întrețesute pe balustradă, da? Bun. Și facem un astfel de, putem chiar să descriem, da? Cuvinte. Să știți că în momentul în care începem să fortificăm această gândire, anumite imagini tind să apară. Ele se formează singure. Prin însăși faptul că vehiculăm conceptul care atrage, v-am spus, ca un atractor, atrag resursele din sfera mentală. Și încet, încet, imaginile vor apare. Mulți sunt tentați spre, nu, eu nu pot să vizualizez, nu mi-aș propune o astfel de modalitate din simplu fapt că eu nu văd, nu văd. Nu, nici când visez, nu mi-amintesc mai nimic. Visele mele, nu numai că nu sunt colorate, dar... Nu sunt. Nu sunt și nu prea mă regăsesc sau... Nu sunt. Sunt de neînțeles. Da? Sunt de neînțeles. Și atunci nu suntem prea motivați să pornim într-o astfel de detaliere simbolică. Nu sună ca o metodă pentru noi. Da? Dar aș vrea să înțelegeți că chiar și dacă nu sună ca o metodă pe care am face-o noi, un principiu sau un mecanism corect, aplicat, duce către rezultat. Deci mecanismul este vizualizarea susținută, creatoare, prin imaginație, prin fortificare, duce către rezultat. Și atunci, încet, încet, vor apare și anumite imagini care se vor structura și ne vor reda încrederea că, gradat, sigur, balconașul nostru va arăta așa cum vrem noi. Deci, rețineți aceste patru etape fundamentale pentru vizualizarea creatoare. Vă fixați un țel înainte de toate. Începeți cu acele obiective care sunt proprii, specifice, calde, semnificative pentru dumneavoastră.
Apoi, doi, creați-vă o imagine sau o idee cât mai clară care să fie menținută pe cât posibil identică în perioada procesului vizualizării creatoare. Trei, concentrați-vă cât mai des asupra acestei imagini, asupra țelului vostru, structurat prin gândire, prin energie, prin imagine. Și hrăniți-l, patru, hrăniți-vă pe dumneavoastră, între ghilimele, hrăniți acest proiect, această vizualizare creatoare, mereu și mereu, numai cu energie pozitivă. Puteți chiar să faceți declarații pozitive, afirmații pozitive de genul acest lucru, acest proiect, acest plan s-a înfiripat deja în lumea fizică. Există deja toate posibilitățile ca să se concretizeze. Acest proiect este deja o reușită. Da? Conturați-l și hrăniți-l permanent cu sugestie pozitivă. Da? Iar tot ceea ce am spus legat de dinamizarea subconștientului, recurgând la gând pozitiv și la sugestie care devine gradată autosugestie, se aplică. Rețineți că vizualizarea creatoare nu va fi niciodată orientată în sens malefic, destructiv. Dacă se va face vreodată, acea ființă de fapt își arată ignoranța gravă în care se află. Și datorită ignoranței el va trebui să sufere. Și suferința sa va fi întotdeauna legată de efectele în recul ale operării prin vizualizare creatoare, efect malefică, care se vor întoarce împotriva sa. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că el, de fapt, își arată ignoranța acționând malefic, de fapt, o ființă este ignorantă. Aș vrea să înțelegeți aceasta. Orice ființă malefică, în felul său, cum este ea, și mai ales când vădește, când este direcționată în sensul rău al cuvântului, de fapt, dă dovadă de ignoranță. Datorită ignoranței sale, ea suferă efectul de recul și de întoarcere a răutăților pe care le-a făcut asupra sa. Este o lege a atracției. Ea a făcut rău, merită să aibă o parte de rău. Este foarte simplu acest lucru. Dar ea, fiind ignorantă, nu știe această lege. Pentru că dacă ar ști, nu ar face. Această știință și toată arta vizualizării creatoare sunt, de asemenea, importante patru elemente de care trebuie să țineți cont. Primul dintre ele este aspirația intensă. Cu alte cuvinte, dorința sinceră de a obține sau de a crea ceea ce ați ales să vizualizați și care este profund binefăcător. Prin dorință nu se înțelege acea obsesie maladivă. Da. Nu acea încrâncenare, da, acea rigiditate, ci este mai degrabă un sentiment clar al unei necesități. Este ca și cum putem oricând, dacă am fi întrebați ce-ți dorești tu cu adevărat, să spui că acesta este lucrul. Și într-un mod foarte sincer și spontan. Aceasta este ceea ce vrea inima mea. Da? Aceasta este ceea ce aspir să se întâmple. Da? Încrederea. Al doilea element esențial
Deci cu cât avem mai multă încredere în țelul nostru, în posibilitățile noastre, în resursele noastre de a-l atinge, cu atât mai mult, sigur, apropiem momentul împlinirii, realizării acestui scop. Și din când în când este bine să ne întrebăm, sunt eu oare convins că un asemenea obiectiv este necesar, trebuincios, firii mele, mă ajută? Da. Dacă constatați că la această întrebare pe care vă puneți din când în când, în momentul de început, atenție, e foarte important, pentru a recunoaște sinceritatea aspirației, pur și simplu, dacă recunoaște că nu prea este, a fost așa o dorință de moment, o aspirație de moment, atunci, categoric, nici credința nu va fi prea mare și sigur că împlinirea scopului se va lăsa așteptată. De asemenea, puteți să vă întrebați, am încredere în resursele mele, în posibilitățile mele de a concretiza? Pentru că, atenție, noi lucrăm cu ceva, nu e din nimic. Mai ales când credem că așa, din nimic se creează. Atunci ne îndoim. Dar ceea ce ați aflat astăzi este menit să vă susțină încrederea, pentru că aflați că nu creați din nimic. Da? Tocmai din această cauză încrederea și reprezentarea noastră poate să crească. Deci noastră nu creați din nimic. Creați din însăși câmpul fundamental de energie universală, pe care îl structurați progresiv prin ceea ce noastră sunteți. Dumneavoastră animați acel proiect prin imagine, prin gând, prin intenție, prin faptă, prin credință. Da? Deci creați din ceva. Dar chiar și atunci, chiar și dacă am ști aceste lucruri, din când în când întrebați-vă, mai cred cu aceeași tărie? Și vedeți ce se surpă sau ce uzurpă încrederea pe care ați avut-o. Al treilea aspect este acea stare de acceptare, acea stare de relaxare. Să fiți gata să acceptați și să primiți ceea ce căutați. Și iarăși, aici vă mai puteți întreba, vreau eu cu adevărat și fără rezerve să împlinesc acest dezirat, să realizez această transformare, să ajung în punctul acesta, să împlinesc acest vis. Pentru că, vedeți, toate merg mână în mână într-un fir al logicii. Vedeți, toate aceste elemente luate împreună, de fapt, constituie puterea intenției noastre. Începem să înțelegem, de fapt, că această putere a împlinirii depinde foarte mult de ce numim puterea fortificată prin convingere a intenției noastre ferm susținută. Toate concură la susținerea intenției. Și un ultim element, indispensabil, aș putea spune, este cel al energiei. Această intenție, pe scurt, deci înglobând toate celelalte aspecte, se bazează în fortificarea, în realizarea ei, pe energie. Mintea poate să moduleze, să structureze energie. Până la a cataliza procesele concretizării acelei energii gând într-o formă materială.